Itinerar biblic. Itinerar biblic Itinerar biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, venirea Domnului Iisus este o certitudine care nu mai are nevoie de demonstrații suplimentare. Ea este hotărârea Tatălui din ceruri. Atât cei care cred, cât și cei care nu cred, într-o bună zi, pe care numai Dumnezeu o cunoaște, se vor întâlni cu El. Diferența va fi însă aceea că pentru unii va fi un timp al bucuriei, al răsplătirii așteptărilor, iar pentru alții un timp al regretelor și al plânsului. Este ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Discursul Domnului Iisus cu privire la semnele legate de finalul acestei lumi continuă. Capitolul 25 continuă în aceeași notă a avertizărilor și pregătirilor ucenicilor în ceea ce privește așteptarea acelor vremuri. Mai mult, este parcă o detaliere a răspunsului pe care Domnul Iisus îl dă ucenicilor cu privire la întrebarea „Care sunt semnele venirii tale?” În același context, creat de această întrebare, Domnul Iisus le spune ucenicilor două pilde. Una este a celor 10 fecioare, iar cealaltă este pilda talanților. Este un capitol bogat în informație, un capitol din care trebuie să înțelegem atitudinea pe care trebuie să o avem față de venirea Domnului nostru. Să vedem deci ceea ce spune Domnul Iisus. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Acum, pentru a înțelege cât mai bine această pildă, cred că este necesar să înțelegem puțin care erau obiceiurile poporului evreu în acea perioadă. Pentru aceasta ne vom referi la una din versiunile siriene ale Bibliei. Aceasta ne spune că fecioarele au ieșit în întâmpinarea mirelui și a miresei. Ceea ce înseamnă că mirele își luase mireasa de acasă și acum venea pentru a celebra nunta printr-o masă bogată. Dacă este să păstrăm și elementele contextului din această pildă, atunci se pare că Domnul Iisus, mirele, își ia mireasa, dar celebrarea nunții, masa, are loc aici pe pământ. Un pasaj din Evanghelia după Luca vine parcă să întărească acest lucru. Este vorba de capitolul 12, versetele 35 și 36, care sună astfel. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Deci, din câte se pare, nunta a avut loc, mireasa este împreună cu mirele și acum vin către casa lor. Așa că, în această pildă, personajele implicate sunt mirele, mireasa și cele 10 fecioare. Acum, întreaga atmosferă este una sărbătorească. De obicei, ceremonia începe către seară și astfel se explică necesitatea candelelor. În ceea ce privește semnificația pe care această pildă o are în lumina evenimentelor prezentate până acum, se poate spune că ea este și o referire la ceea ce se va petrece cu biserica în timpul necazului cel mare. Ea va fi luată de mirele ei, de Domnul Iisus Hristos, sus în ceruri. La sfârșitul necazului cel mare, Domnul, împreună cu biserica, se va întoarce pentru a începe judecata. Dar nu numai acesta este elementul pe care îl accentuează Domnul Iisus în ceea ce privește biserica. Să vorbim puțin despre ulei. În Scriptură, el este simbolul Duhului Sfânt. În această împrejurare, uleiul este prezentat ca și combustibil pentru candelele fecioarelor. 5 dintre ele erau nechibzuite și 5 înțelepte. Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Mă gândesc acum la unii pe care Domnul i-a numit ipocriți. Ei vor avea probabil candele, dar nu vor avea și ulei pentru ele. Observați, vă rog, că atât cele înțelepte cât și cele neînțelepte au adormit la un moment dat. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Diferența este dată de faptul că unele aveau ulei și altele nu. Cu alte cuvinte, pot adormi atât neprihăniții cât și păcătoșii, dar unii vor avea Duhul Sfânt, pe când alții nu vor avea Duhul Sfânt. Pilda pe care o dă Domnul Iisus aici se încheie cu o avertizare. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Este interesant că Domnul nu vorbește aici despre secol sau mileniu, ci despre zile și ore. Noi calculăm timpul venirii lui în secole și milenii. Dragii mei, este o strategie înșelătoare. Ni se pare că mai este un secol, un alt mileniu, când venirea lui, de fapt, poate fi atât de aproape. Uităm de asemenea că unitatea noastră de măsură nu este ca cea pe care Dumnezeu o are. La un moment dat, Scriptura ne spune că la Dumnezeu 1000 de ani este asemenea unei zile și o zi este ca 1000 de ani. Aceasta pentru că Dumnezeu nu depinde de timp. El este în afara timpului. Dar noi nu suntem la fel. Noi suntem supuși timpului. Nu este o clipă care să nu marcheze trecerea ei peste noi. Nouă nu ne aparține decât clipa. Și aceea este atât de trecătoare. În momentul în care ai conștientizat-o, deja nu mai este. De aceea este atât de important să veghem. De aceea și Domnul Iisus ne atrage atenția că avem nevoie să facem acest lucru. Dar cum o să vedem, nu numai vegherea este importantă. De fapt, mai corect ar fi să spunem că Domnul nu ne îndeamnă la o veghere pasivă. El nu vorbește doar despre situarea noastră într-o poziție de expectativă, ci este vorba de ceva mai mult. Următoarea pildă a Domnului Iisus ne va arăta despre ce este vorba. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om, care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Aceasta este o pildă care vorbește clar despre responsabilități. Deci, împărăția cerurilor nu este tocmai un loc unde, odată intrat, nu mai ai nimic de făcut, ci ocupi un loc confortabil și aștepți să vezi cine o să mai vină. Domnul ne spune că împărăția nu este nici pe departe în felul acesta. În imaginea pe care o prezintă Domnul Iisus, împăratul, adică Dumnezeu, distribuie anumite sarcini supușilor săi. Presupun că nu era oricare supuși, ci unii pe care îi avea aproape. Dumnezeu nu încredințează responsabilități tuturor oamenilor, ci numai acelora care sunt ai lui, supușii săi. Mai mult, nu încredințează tuturor aceeași responsabilitate sau aceeași măsură de răspundere. Domnul Iisus ne spune că Dumnezeu cunoaște măsura fiecăruia și aceste responsabilități sunt distribuite după capacitatea fiecăruia. Acum, este nevoie să observăm că această pildă nu se referă la talente sau abilități personale, așa cum se interpretează de obicei. Aici este vorba doar pur și simplu de responsabilitate. Deci împăratul le încredințează celor 3 slujitori o parte din banii lui și le cere să îi administreze în așa fel încât să aducă profit. Dar să vedem cum se poartă cei 3. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât 1 talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. Unul este un bun om de afaceri și câștigă imediat alți 5 talanți cu cei 5 pe care i-a avut. Cel de-al doilea își dublează și el suma. Cel de-al treilea însă îngroapă talentul său de teama de a nu-l pierde. Însă acesta nu durează prea mult, pentru că împăratul se întoarce. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți. Iată că am câștigat cu ei alții 5. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. După cum observăm, odată cu împăratul vine și momentul socotelilor. Fiecare este chemat să dea socoteală de ceea ce i s-a încredințat. Cei doi se prezintă cu fruntea sus și stăpânul, mulțumit de modul în care se achitaseră cei doi de responsabilitățile lor, le încredințează altele mai mari, dar și cel de al treilea ajunge la același moment. Vedeți, acesta este un moment în care toți trebuie să se înfățișeze înaintea împăratului. Indiferent de responsabilitatea încredințată, fiecare trebuie să dea socoteală. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Aceasta este ceea ce făcuse cel de-al treilea slujitor. A ascuns pentru că nu voia să piardă, dar răspunsul împăratului este înfricoșător. Stăpânul său i-a răspuns: Rov viclean și leneș. Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dragi prieteni, aici nu este vorba despre abilități în afaceri. Nu este vorba nici de profitul pe care putem să-l aducem noi. Principiul pe care îl prezintă Domnul Iisus este unul la care trebuie să luăm aminte. El ține de faptul că noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu și să dăm socoteală. Dumnezeu nu ne va întreba niciodată cât de mult am făcut, ci cât de credincioși am fost. Vedeți, în cele din urmă, lucrarea în cadrul împărăției este o problemă de credincioșie. Este vorba de ceea ce faci cu ceea ce Dumnezeu îți dă. Noi nu avem nimic care să fie al nostru. Gândiți-vă, mesajul pe care noi îl ducem într-un fel sau altul nu este despre noi. Nu noi suntem în centrul mesajului. Că unii se pun pe ei în centru este cu totul altceva. Este tot o problemă de credincioșie. Însă, în mod natural, normal, cel despre care trebuie să mărturisim este Domnul Iisus. El este acela pe care trebuie să-l arătăm lumii. Iar acest mesaj nu este fabricat de noi, ci ne este dat de Dumnezeu Tatăl. Deci, în funcție de ceea ce facem cu acest mesaj, se poate verifica credincioșia noastră. Acum apar, de obicei, două situații. Fie cel care ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu acceptă responsabilitatea ce revine în cadrul împărăției cerurilor și atunci devine unul care prin tot ce face, prin ceea ce spune, el propovăduiește pe cel ce i-a făcut o asemenea onoare de a-l primi în familia sa. Ori, cealaltă situație este aceea în care cel care primește darul mântuirii consideră că este o problemă personală, ceva ce se petrece numai între el și Dumnezeu, ceva mistic care nu trebuie să implice și alte persoane. Este oare adevărat? Cuvintele împăratului cu privire la o asemenea atitudine sunt înfiorătoare, așa cum am văzut. S-ar putea ca ceea ce va auzi o asemenea persoană la sfârșit să nu fie tocmai o încântare pentru ea. Și Domnul Iisus spune la un moment dat că oricine se va rușina de el, în momentul în care va sta în fața Tatălui și Domnul Iisus va uita de el. Deci, dragii mei prieteni, fiecăruia dintre noi revine o responsabilitate în împărăția cerurilor. Nimeni nu o poate declina fără să suporte consecințe nu tocmai plăcute. Dar nu numai cei din cadrul împărăției au o zi în care dau socoteală de ceea ce au făcut. Neamurile sunt și ele supuse judecății. Acum, este totuși o diferență în ceea ce privește judecarea celor ce sunt în împărăția cerurilor și cei care sunt în afara ei. Să vedem ce spune Domnul Iisus cu privire la aceasta. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Înainte de a spune orice altceva legat de judecată, trebuie să ne aducem aminte de faptul că Domnul Iisus a spus că în momentul necazului cel mare, Evanghelia Împărăției va fi propovăduită pe întregul pământ. Deci, dacă cineva se gândește că nu a fost avertizat cu privire la judecată, se înșală. Nu este un argument prin care să scape. Nimeni nu va avea vreun motiv prin care să poată spune că locul lui nu este acolo. Acela este locul pe care îl va ocupa întreaga lume. Nimeni nu se poate eschiva. Acela este momentul marelui adevăr. Acela este momentul în care Dumnezeu judecă și separă. Această imagine pe care o folosește Domnul Iisus nu este întâmplătoare. În vechime, oile pășteau împreună cu caprele, cum se petrece adesea și în multe locuri astăzi. Însă atunci când ziua se sfârșea, oile erau separate de capre. Caprele erau mulse separat și laptele lor nu era amestecat cu cel al oilor. De ce? Răspunsul nu este deloc complicat. Caprele sunt altfel de animale. Ele se deosebesc de oi. Ele nu se hrăneau cu ceea ce se hrăneau oile. Laptele lor era diferit de cel al oilor, cum diferite erau și obiceiurile lor. Deci, imaginile folosite nu sunt noi pentru cei ce ascultau. Apoi, în credința populară ebraică, oile reprezentau întotdeauna binele, pe când caprele simbolizau răul. În acest context, este foarte clar mesajul Domnului. Va veni o vreme de judecată. Nimeni nu se va putea sustrage acesteia. În această judecată, fiecare va primi dreapta răsplată pentru ceea ce a făcut. Domnul le numeră acum și câteva din lucrurile care au fost făcute pentru el. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Aici nu este atât de mult vorba despre ceea ce au făcut cei care vor ședea la dreapta, ci atitudinea pe care au avut-o. Se observă aici acel spirit pe care îl descrie Domnul Iisus și în alte situații. Este vorba despre spiritul de sacrificiu. Din ceea ce spune Domnul mai departe, ne dăm seama că nu este vorba de un târg, despre fapte făcute într-un pur spirit comercial, special pentru a obține binecuvântarea. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnavi sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Cât despre cei care nu vor auzi aceste cuvinte, vor auzi și ei ceva. Groaznică respingere. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost străin și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Locul unde sunt trimiși cei ce aud o asemenea sentință este la fel de groaznic. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Dragii mei, acest verset rezumă în aceste puține cuvinte tot ceea ce ține de soarta finală a omului. Cu toate că este atât de simplă exprimarea, situația nu este deloc așa. Este vorba de veșnicie, o veșnicie pe care unii o vor petrece în chin, în durere, în scrâșnirea dinților, iar alții în pace, liniște, fericire, lucruri care vin din faptul că este o veșnicie în prezența lui Dumnezeu. Fără contribuția Duhului Sfânt, nu cred că este cu putință să realizăm dimensiunile exacte ale acestei situații. Nu cred că putem aprecia nici durerea celor respinși și nici fericirea celor primiți de Dumnezeu. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem care este situația reală în cazul celor două stări, atunci nu putem sta pasivi. Se prea poate ca printre cei care vor auzi sentința respingerii să fie cei dragi, cei de care sufletul nostru este foarte legat. Dar, chiar dacă nu despre ei este vorba, nu cred că cineva merită să trăiască pentru veșnicie fără Dumnezeu. Este groaznic aici pe pământ, pentru o perioadă scurtă, dar când este vorba de veșnicie. Dragii mei, cerul este atât de aproape. Priviți încă o dată la cuvintele Domnului Iisus. Poate că ne-am așteptat să spună că vor fi primiți numai cei care și-au dat viața pentru el, numai cei care au făcut fapte memorabile. Dar el amintește niște acțiuni atât de simple, la îndemâna oricui. De ce? Pentru că secretul nu este ceea ce faci, ci inima care trebuie să fie predată lui. Acele lucruri mici au o însemnătate deosebită, pentru că sunt făcute în numele lui. Au valoare pentru că atunci când le-am făcut, a fost pentru a-l reprezenta pe el. Au fost făcute în spiritul de sacrificiu al Domnului Iisus. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem seriozitatea acestei situații pe deplin, iar atunci când vom fi acolo, să auzim plăcutele cuvinte de acceptare ale Domnului nostru. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim! Itinerar biblic. Itinerar biblic Itinerar biblic